Am de gând să povestesc unele întâmplări din viața mea. Sunt printre ele unele foarte frumoase, altele ciudate, altele nespus de întunecate. Amintindu-mi-le și povestindu-le și domniilor voastre, ajung adesea să mă întreb pe mine însumi dacă nu cumva am visat că mi s-au întâmplat aievea. Ospătăria la Regina pe Doc, de Anatol Franz. Traducere și adaptare de Dan A. Lăzărescu. Mă numesc Elm Laurent Jacques Menetrier. Tatăl meu, Leonard Menetrier, ținea la Paris pe strada Saint-Jacques, pe la începutul veacului nostru, pe care mulți îl numesc veacul luminilor, o cinstită ospătărie căreia îi pusese firma la Regina pe Doc. Aflase numele de vraje al acestei regini într-o bucoavnă veche în care se înșiruiau povestiri triste sau hazlii din trecute vremi. Se povestea în bucoavnă pe seama acestei creiese că ar fi avut degetele de la picioare împreunate precum le-au îndopște gâștele și rațele. Și cum în ospătăria tatălui meu se puneau pe mesele mușterilor pe lângă pui fripți fără de număr uneori și rațe sau gâște fripte, tata a socotit nimerit să-și atragă mușterii din toate colțurile capitalei Măriei sale regelui nostru Ludovic al XIV-lea după nume, punând deasupra ușii de intrare a ospătăriei noastre firma cu numele acelei creiese și cu o icoană ei frumos zugrăvită de un meșter. Tata mă iubea mult și când am ajuns la vârsta de 6 ani, m-a pus să încep de acum înainte să învârt frigarea pe care se rumeneau la focul vetrei câte un curcan sau câte o gâscă. Parcă l-aud pe tata spunând: dragul meu Jaco, miro câinele nostru credincios, mi-am vârtit frigarea vreme de 14 ani. N-am să-i aduc cea mai mică învinuire, dar acum am bătrânit. E rândul tău să iei locul. Cu băgare de seamă și cu oarecare obișnuință, vei izbuti negreșit să o învârtești tot așa de bine ca bietul Miro. Da? Un preacucernic capucin, fratele Ange, mă învăța să citesc prin bucoavne, primind în schimb de la tata câte o bucată de curcan și o cupă mare cu vin, ca preț al osârdiilor lui cucernice. Și astfel, unul după altul, ca prin vis, anii s-au scurs. Eu învârteam frigarea, tata câștiga destul de bine, fratele Ange mă învăța să citesc bucoavne tot mai scuse. Când într-o bună zi s-a ivit pe ușa ospătăriei noastre un om îndesat la trup, dar cu înfățișare aleasă, îmbrăcat într-o haină neagră. Ei, jupâne ospătar, da-te rog o frigare dacă se poate ca lumea. Dar e nevoiască domnul abate să se încălzească puțin la patra mea și îl voi ospăta din belșug cu tot ce-i poftișat. Șoară, prânțelea, neprihănită mamă, neprihănită mamă, pe patul de durere la uzele te cheamă, pe patul de durere la uzele te cheamă. Ce pasăre rară, ce om fără de pereche, cum nu s-a mai văzut pe lume, decât de lumea. Un capucin care știe să citească. Ia spune, frățimare, cum te cheamă? Fratele Ange, capucin nevretnic, prea cuvioasă. Iată, domnule abate, frigura este gata. Da, mulțumesc. Da, rogu-te și o solniță. Așa obișnuiau strămoșii noștri romanii. Te îmbiau cu sare ca semn de ospitalitate. Aveau obiceiul să așeze solnițe chiar și în sălile templelor, pe fața de masă pe care era pusă mâncarea pentru zi. Da, vă rog să mă scuzați, aveți dreptate. Poftim și... solnița, Barbara! Cei vechi privau sarea ca pe un talisman care avea darul să dreagă toate bucatele la toate mesele și o țineau la atât de mare prețuire grecii și romani încât au ajuns să pomenească sarea ca metaforă pentru toate vorbele de duh care dădeau vorbirii o întorsătură iscusită și fermecătoare. Da. Oricât de mult vor fi prețuit-o strămoșii ăștia de care pomeniți, astăzi gloaba pusă pe sare de măria sa regele face să fie și mai la preț ca oricând. Numai eu știu cât o plătesc. Așa, nevastă. E de crezut că sarea este un lucru foarte bun, de vreme ce se pune un bob de sare pe limba copiilor când îi țin deasupra cristelice. Când Jaco ăsta al meu a simțit sarea pe limbă, s-a strâmbat rău de tot. Așa mic cum era, avea duh încă de pe atunci.
Atunci, vorbesc, da, domnule abate, de fiul meu, mm-hmm, aci de față. Da. Acum s-a făcut băiat mare. Sfiala este zugrăvită pe chip și văd că citește cu luarea minte viața Sfintei Margareta. Da, mai citește și rugăciunile care se spun pentru legerături și rugăciunea Sfântului Hubert. Nu că este feciorul nostru, domnule abate, dar Jacu ăsta al meu, oricât ați vrea, învață totul cu o ușurință firească. Firească, e din născare. Da, e deștept. Domnule, ia spune, cuvindeți așadar să-l pregătim pentru o altă învățătură, care este cinstea omului, mângâierea vieții și leac pentru toate relele. Da, iată, mami. Chiar și pentru acelea pricinuite de dragoste, după cum spunea poetul Teocrit. Da, așa cârciumar cum aflu, cinstesc învățătura și mă învoiesc și eu să cred că leac pentru dragoste s-ar putea să fie. Dar nu cred că s-ar putea să fie și leac pentru foame. Domnul fie lăudat. Cu bine, părinte! Cu bine, părinte! Acum că fratele Ange s-a dus, pot să vă spun, domnule abate, că fiecare lecție de citit și de scris pe care i-o dat băiatului, eu plătesc o cană mare. O plătim. Fie cu o bucată bună de iepure, fie de gâscă, uneori chiar și de găină sau de clapon. Dar mi se pare că e cam bețiv. E bețiv și răsfrânat. Dacă mai ești așa cum spui, domnia ta, capucinul ăsta, eu mă gă. Da. Îți pare mi se că îl învață pe fiul dumitale mai degrabă să roagă ca el decât să citească. Na, păi cu prețul cu care îi dă lecții el, aș putea să-i dau și el. Da, dumneavoastră. Da. Am să-l învăț pe băiatul acesta și latina, și greaca, și chiar și limba noastră franceză, așa cum au făcut-o să ajungă la o fermecătoare maestrie a auzului și voituri și gheți de Balzac. În felul acesta, printr-un noroc fără de pereche pe lume, băiatul acesta, Jacques Tour de Broche, în loc să tot învârtă frigarea până la adânci bătrânețe, va ajunge un cărturar de seamă. Voi capăta și eu de mâncare în fiecare zi. Bate palma, domnule abate! Varvaro! Varvaro, ia de tu două pahare să bem aldămașa. Da, imediat. Nu se face nicio treabă cum se cade până n-au ciocnit părțile câte un pahar, ca dovadă că s-au înțeles ce-au făcut rău. Lor, dracu pe păcătosul ăla de călugări, un deșucheac și un strigat, să nu-l mai văd aici! Lăudat fie numele celui de sus, că mi-a îndrumat pașii către ospătăria aceasta primitoare și îmbelșugată. Necuvincios ar fi, totuși, să ne încredem orbește în poruncile proniei, porunci minunate când nu se amestecă omul întrânsele, dar uneori cât se poate de năstrușnice și chiar de rușinoase atunci când oamenii se îmbulzesc prea fără de minte să le întoarcă după mintea lor neroadă. Și doar sub chipul acesta au început să ni se înfățișeze săvârșirile lor pe lume. Să ne îndelenicim, dară, cu învățăturile lucrurilor din cer și de pe pământ, fără să ne îngăduim prea mult să le deslușim cu deamănuntul. Așa. Noroc, iubită gazdă. Ce căldură dulce și binefăcătoare revarsă vinul acesta în cerbicia trupului omenesc. E o licoare vrednică să fie proslăvită în stihuri de Teos, de către prințul poeților bahici, slăvitul Anacreon sau chiar la templă de Șoliu al nostru. Cu un strop din licoarea aceasta, da, voi unge buzele tânărului meu discipol. Așa, albine ale Academiei, veniți în roiuri șegalnice să vă așezați pe buzele lui Iacobus Turnăbroș. De astăzi înainte, hărăzite celor nouă muze. Domnule abate, este cât se poate de adevărat că vinul are darul să atragă la el albinele, mai cu seamă când e tare dulce. Numai că n-ar fi de dorit ca gângănile acestea răutăcioase să se așeze pe buzele lui Jacob al meu. Înțepătura lor e tare usturătoare, domnule abate. Milostivă doamnă,
vorbisem de albine în sens figurat. Barbaru, ești o femeie vrednică și sfântă, dar am băgat de seamă că ai năravul nespus de supărător să te amesteci fără temei în vorbirile înțelepte, precum un dulău în jocul de popici. Se prea poate. Numai că dacă mi-ai fi urmat sfaturile, ți-ar fi mers și ție mai bine, Leonard. Nu mă pricep prea mult la neamurile de albine, să știu care sunt alegorice sau care sunt viespi, dar în schimb mă pricep la gospodăria casei și știu ce este de cuvință, ce se cuvine să se păstreze în purtările unui om în vârstă, care are și copii și mai este și purtător de prapuri al preslii sale. Nu să umble cu limba scoasă după Caterina Dantelărița. E adevărat, oameni buni. Înțelepciunea nu prea mai este ținută în mare cinste în regatul nostru, așa cum ajunsese să fie la poporul strămoșilor noștri romani, care, măcar că se cam lepădasele de strevechea lor virtute, l-au înălțat pe retorul Eugeniu pe tronul împărătesc. Numai rare ori se întâmplă să vedem în veacul nostru prealuminat câte un om iscusit zăbovind toată viața într-un pod, fără foc, fără de leguri, fără de lumânare. Exemplum ut talpa. Iată bună oară eu, pe vremuri, propovăduiam artele liberale la colegiul din Beauvais, dar superiorii mei și-au plecat urechile la niște învinuiri de altfel destul întemeiate, că nu prea știam să-mi păstrez cumpătul mai înaintea femeilor și a paharului. M-au alungat, deci, fără de milă și aș fi murit de foame dacă, lepădându-mi sutana, nu aș fi ajuns în slujba unui gentilom calvinist care m-a pus să compun pamflete usturătoare împotriva luteranilor. Ei pasc în tine în vreme ce lupii să sfâșie între ei. Numai că multă vreme nu puteam rămâne la un gentilom care îl punea pe Ulrich vom Hüten la mai mare preț decât pe Demostene și în casa căruia nu se bea decât apă. Domnule abate, am avut pe urmă osebite îndeleniciri, dar în niciuna din ele n-am izbutit să-mi fac vreo agonisită. Rând pe rând am fost vânzător de tarabă pe uliță, comedian, călugăr și lacheu la o casă mare. Pe urmă m-am încumetat să îmbrac din nou sutana și am ajuns secretarul eminenței sale, episcopul de Sèze, care m-a pus să-i fac catalogul bibliotecii în două volume mari in folio, legate în marochin roșu. Mulțumesc! Ce viață, ce viață! Dar și aici s-au ținut de capul meu muierile. Domnule, m-am luat pe urmele uneia la Paris, unde de foame m-am văzut silit să intru în slujba unei dansatoare de la Opera Regală, doamna de Saint-Ernest. Dar s-a întâmplat acolo o mare tematură de pe urma căreia m-am văzut ferecat la Bastilia vreo 4 ani. Mi-am găsit mângâiere în temniță, numai citindu-i din scoarță în scoarță pe Boethius și pe Cassiodor. După ce mi-au dat drumul, am deschis o tarabă de scriitor public și am scris cele mai năstrușnice scrisori sau jalbe pentru oameni neștiutori de carte și scrisori de dragoste pentru câte o cameristă îndrăgostită. Pe urma acestei îndeleniciri am ajuns mai degrabă să mor decât să trăiesc. Da, nu uit niciodată că Epictet a fost rob ca și Esop, iar Piron scepticul grădinar. Mai bine au primit plată neobișnuită, un scut pentru o scrisoare anonimă. Cum nu mâncase de 2 zile, am pornit numai decât în căutarea unei ospătării. Am văzut de pe uliță firma domniei tale aurită și picărirea voioasă a vetrei resfrângându-se prin fereastră și păcând să ardă geamurile de păreau cuprinse de flăcări. De pe prag m-a întâmpinat o mireasmă nespus de ispititoare. Am intrat, dragă jupână Leonard. Da, da. Acum îmi cunoști viața și restriștea. Da, da. Da. Viața unui om de treabă la care mare lucru n-ar fi de spus. Dați-mi mâna, domnule, să fim prieteni. Cum vă cheamă? Jerome Coignard, doctor în teologie, licențiat în arte. Rostul treburilor omenești se învederează în lănțuirea necontenită a pricinilor și a urmărilor lor. Abatele Jerome Coignard avea mare dreptate să o spună. Câte încurcături l-a stârnit cu vremea legătura mea de învățătură cu abatele și bunul meu dascăl,
le veți vedea la vremea lor. Până una alta am învățat cu sârguință toate tainele limbii latine în câțiva ani. Păstrez amintirii bunului meu dascăl o recunoștință care nu va lua sfârșit decât odată cu viața mea. Nimic n-a precopețit ca să-mi înalțe sufletul și inima odată cu mintea. Îmi rostea adesea maximile lui Epictet și mânghierile lui Boethius și omiliile sfântului Vasile cel Mare. Credința-i rămăsese neîntinată pe sfărâmăturile iluziilor lui celor mai scumpe și ale celor mai îndreptățite nădejdi. Toate slăbiciunile lui, toate vinile și păcatele pe care nu se străduia nici să le ascundă, nici să le înfrumusețeze, nu-i clătinaseră câtuși de puțin încrederea statornică în bunătatea semenilor săi și omenirii. În noaptea bobotezei se împlina 19 aniversare a nașterii mele. Cedeam cu toții la masă, în ospătărie, înaintea căminului în care pâlpâiau încătăciunii. Tata și mama îl slujeau la masă pe bunul meu dascăl, care, necontenit, își ridica paharul cu vin rubiniu și închina în sănătatea ucenicului său într-o ală învățătură. Părinise Varvaro, ca s-o sosit clipa să desupăm una din sticlele pe care le-am oprit pentru sărbătorile cele mari. Nu-i nimic mai plăcut decât să bei un vin bun când stai la tine acasă la adăpost de nepoftiți. Ia uite vinul! O salamandră! Vai de mine! O salamandră! Am văzut o salamandră! Nu, nevoiască înălțimea voastră să nu mi-o ia nume de rău, dar în căminul nostru nu e nici urmă de salamandră și nici nu-mi pare rău că nu e. După câte am auzit povestindu-se, salamandra asta ar fi o dihanie pocită, păroasă și încornorată, având niște gheare uriașe. Ce erozii, spui ospătarului, salamandrele seamănă cu niște femei nespus de frumoase. Cu mințele. Da, neghiop mai sunt când te întreb dacă ați văzut tu. Da. Trebuie să fii filozof ca să vezi o salamandră și nu prea cred că se află vreun filozof în bucătăria sa. S-ar putea să vă înșelați, domnule. Eu sunt doctor în teologie și licențiat în litere. I-am cercetat îndelung pe toți moraliștii și filozofii greci și latini. Și iată-l alături de mine pe ucenicul meu într-o umanități, pe Jacques Tournebroș, care, printre multe altele, știe pe de rost cugetările lui Publius Sirus. A, dacă așa stau lucrurile, vă rog să mă iertați. Mi se pare neîndoios că salamandra aceasta a venit aici pentru domnia ta sau pentru învățăcelul domniei tale. Vino, tinere, apropie-te de vatră și spune-mi dacă vezi ceva. Da, parcă în învolburarea flăcărilor văd niște rotunjini ca niște șolduri frumos arcuite. Copile, este un semn că ești menit să ajungi un cărturar sau poate chiar un mag? Dacă are binevoie luminatul nostru oaspe să nu mai răscolească prin vatră cu bastonul, ar putea sta la masă să îmbuce ceva. Mulțumesc, dar eu n-am nevoie să mănânc. Uneori trece un an întreg și chiar fără să pun în gură vreo fărâmă de hrană. Un an întreg? Pentru aceasta folosesc un elixir a cărui taină nu e cunoscută decât de adevărații filozofi. Știți poate că ilustrul învățat Girolamo Gardanus n-a avut nevoie de hrană vreme de câțiva ani fără să se simte prea stingherit din pricina aceasta. Din potrivă, în timpul acesta mintea a ajuns să fie de o agerime nemaipomenită. Cu toate acestea, ca să fiu pe plac, voi mânca din orice ați binevoit să mă viați.
Grozavă pictură. Da, și ce vin grozavă, da. Cu cât mă gândesc, cu atât sunt mai încredințat că salamandra aceea a venit aici pentru tânărul aici de față. Domnule, domnule, am 51 de ani, sunt licențiat în litere și doctor în teologie. I-am citit pe toți învățații greci și latini care n-au ajuns să piară prin neprietenia vremilor sau prin răutatea oamenilor. Dar n-am găsit în tot ceea ce au scris aceștia nicio pomenire la salamandre. De unde judec și eu, socotesc cu bună dreptate, că nici nu sunt pe lume asemenea dihănii. Nici Platon, nici Cicero, în vestitul său vis al lui Scipio, nu pomenesc nimic de asemenea ligioare, deși gândirea lor e aproape de-a noastră. Domnule abate, Cicero ăsta al domnitare obișnuia să vorbească cu multă ușurință despre câte în lună și în stele, dar știți este că avea o minte de rând. Nedestoinică să adâncească temeinica învățătură a nevăzutelor. Ai auzit vreodată pomenindu-se despre Hermes Trismegistul și despre masa de smarald? Nu, domnule. Am găsit un vechi manuscris al mesei de smarald de care pomenești în biblioteca domnului episcop de Sees și l-aș fi deslușit într-o bună zi dacă nu m-ar fi scos din minți o fată. Iată o nouă dovadă că femeile sunt vrășmașele de moarte ale științei. Scapte deci filozofii să se păzească de orice legătură cu femeile. Cum nici măcar în legiuită căsnicie? Mai cu seamă în legiuită căsnicie. Atunci ce le mai rămâne sărmanilor noștri înțelepți și filozofi când le vine câteodată pofta să petreacă și puțin? Le mai rămân salamandrele. Ați auzit? Auzit? Întărirea văzduhului dată spuselor mele. Domnule abate, cum te cheamă? Jerome Coignard, domnule... Vicomtele Dastarac, vreau să vă căpătuiesc pe domnia ta și pe învățăcerul domnii tale, punându-vă să-mi tălmăciți la mine acasă scrieri elinești primite din Egipet. Socot, jupând spătar, că te vei învoi să vă încredințez pe feciorul domnii tale să fac din el un cărturar, un om de ispravă. Sunt gata să plătesc din buzunar meu, un cenic care să nu locuiască în ospătărie. De vreme ce mă ispitiți în chipul acesta, nu pot să vă împiedic să-i faceți un bine fiului meu cu învățătura. Numai să nu fie cumva ce? Îndauna sufletului său. Să-mi jurați, domnule. Barbaro, să-mi jurați. Barbaro, ești o femeie vrednică și sfântă, dar mă silești acum să-i cer iertare acestui gentil om pentru neguvința ta, care se datorește, este adevărat, mai puțin firitare, blajine, decât creșterii tale că am lăsat în părăsire. Așadar, rămâne lucru hotărât. Domnia ta, domnule... Da, Coignard, vei avea multe de tradus din limba greacă, cu plată, bineînțeles. Domnule Viconte și strălucit filozof în tainele firii, primesc cu dragă inimă darnica domniei tale ispitire într-o învățătură. Este o mare cinste pentru mine să fiu în slujba unui muritor mareț și darnic, cum mi te înfățișezi a fi. Și mă voi gândi la numele domniei tale cu o nemuritoare preamărire ca la numele binefăcătorului meu. Și îl voi proslăvi în stihuri grecești și latinești de diferite cadențe metrice. Binevoiți aș ocni această cupă de vin și vizuiți-vă pe noi. Vom veni mâine dimineață. A doua zi, dascălul meu și cu mine o pornirăm dis de dimineață pe drumul pe care ne-l arătase vicontele spre Saint-Germain până la crucea de la Gablon, așezată lângă câteva bordee năruite. Am ajuns la un parc părăsit și am bătut la poartă. Ne-a deschis-o un slujitor bătrân care ne-a călăuzit pe o alee brăzdată de statui de nimfe. La capătul aleii, ale cărei hârtoape erau acoperite de zăpadă, se înălța un castel de piatră și de cărămidă, tot atât de posomorât la înfățișare ca acela regal de la Madrid.
și acoperit de alatul cu o învelitoare înaltă de olane. Semăna aidoma cu castelul frumoasei adormite din pădure. Vă așteptam, domnilor. Și fiindcă v-ați învoit amândoi să-mi faceți cinstea, să vă osteniți până în castelul meu, vă rog să-l priviți ca fiind al domnilor voastre. Vă veți îndeletnici aici cu tălmăcirea unei puzderii de scrieri elinești pe care le-am adus cu mine de pe meleagurile Egipetului. Îmi vor sluji nespus în lucrarea de căpetenie pe care mă străduie să o scriu acum. Învățămintele cele mai pline de miez care, dacă ți le-ai însușit, îți îngăduie stăpânirea tuturor tainelor firii, au fost așternute acum multe mii de ani în cartea lui Enoch. Cărțile lui Moise, în număr de 5 sau de 6, cuprind toate comorile științei cele mai înalte, cu tot atâtea chivoturi de preț. Se cuvine totuși să le curățați de interpolările neștiutorilor nevrednici care le necinstesc și, fără să țineți seama de interesul de rând numai al slobelor, să le prindeți miezul ascuns și înțelesul tainic de vrajă. Sacerdoții au pătruns cu grijă miezul tainelor în penetralia pontificalibus, în ascunzișurile nepătrunse ale capiștelor lor. Dar au venit grecii cu Alexandru cel Mare și cu Ptolomeu și adevărurile mii de ani păzite cu strășnicii în aceste ascunzișuri au ajuns cunoscute înțelepților de Alexandria. Și aceștia s-au străduit să le îmbogățească și mai mult, încununându-le cu întregul aur curat răzit Eladei, moștenire sacră de către Pitagora și discipolii lui. Cuvine se dar, domnilor, să pătrundem miezul cărților evreilor, ca și al hieroglifelor egiptenilor și lucrările acelor elini înțelepți care gnostici se numesc, tocmai fiindcă s-au străduit să stăpânească toate tainele de nepătrunsă rifirii. Pe seama mea am păstrat partea cea mai grea acestei munci atât de istopitoare. Mă străduiesc să deslușesc hieroglifele pe care egiptenii le însemnau în capiștere zeilor și pe mormintele faraonilor. Pe dumneavoastră vă voi ruga să întărmăciți tainele scrierilor elinilor alexandrini. Nu mă îndoiesc că datorită ajutorului acestor 3 nepieritoare izvoare de lumină, egipteană, ebraică și elină, voi ajunge în scurtă vreme să capăt mijloacele care încă îmi lipsesc ca să poruncesc fără niciun fel de împotrivire uriașilor puteri ale firii, atât ale celei văzute, cât mai cu seamă ale celei nevăzute. Și vă făgăduiesc că vă știi atunci să recunosc și prețul ostenerii domnilor voastre, făcând-vă părtași la uriașa putere pe care voi dobândi atunci și datorită ajutorului înțelepciunii domnilor voastre. Acolo unde am ajuns cu lucrările mele filozofice, banii nu mai sunt pentru mine decât nimica toată. Poate să fie așa pentru domnia voastră, domnule Dastanac, dar pentru mine banii rămân o grijă usturătoare. M-am deprins într-adevăr de o viață de om să știu ce a nevoie să câștigă banul dacă vrei să rămâi un om cinstit sau chiar dacă nu ajungi să rămâi astfel în ochii tăi. Voi fi nespus de recunoscător, așadar, dacă veți binevoi să mă liniștiți în această privință. Banii... Domnilor, vă dau răgaz până la masă de prânz. Binevoiți până atunci să-l urmați pe Criton, bătrânul meu slujitor, și să urcați în încăperile pe care am pus să vi le pregătească. Îmi veți spune dacă vă lipsește ceva. Domnul Viconte. Oh.
Domnilor, în sănătatea dumneavoastră. În sănătatea dumneavoastră, domnule. Poate vi se pare ciudat că la masa mea vi s-au servit asemenea feluri. Nu. Am chipzuit de multe vreme să folosesc numai merinde care nu îngăduie mistuiri prea grele. Trebuie să ascultăm poruncile firii care nu îngăduie să ființeze pe lume nimic nefolositor. Când vom ajunge să ne hrănim numai cu pulberea de pe razele de soare, vom fi asemenea duhurilor văzduhului. Pântecele ni se vor micșora cât se poate în folosul minții. Acum să ne fie de bine. Vă rog să poftiți cu mine să vă arăt toate tainele bibliotecii mele. Da. Ia, priviți-o, nici Gabriel Nodé, nici Abatre Bignon al dumneavoastră, n-au aflat vreodată asemenea cărți atât de rare. Dacă toate rândurile așezate în slovele foile acestea, enumerate de pergament sau de hârtie, ți s-ar întipări în minte așa cum se cuvine, ai ajunge să cunoști toate tainele firii, să fii stăpânul ei, plăsmuitorul lucrurilor. Ai putea prinde universul fără margini între două degete ale mâinii, așa cum țin eu acum boabele acestea nevolnice de tutun. Care ne fac sănătății atâta rău. Iată cartea lui Zosim Panopolitul. Carte multă vreme socotită pierdută, descoperită însă de mine în coșciucul unui preot al lui Sarapis în Egipet. Priviți. Imut. Așa se cheamă ea. Nimeni nu s-a îndeletnicit încă pe lume cu citirea ei. Până a venit primăvara, bunul meu dascăl și cu mine am dus în castelul părăginit al domnului Dastarac o viață așezată și retrasă, hărăzită în întregime învățăturii. Când a început să se desprimăvăreze, gazda noastră ne-a poftit într-o zi după prânz să facem o plimbare prin parc. Mergeți cu băgare de seamă, prieteni, cărarea aceasta este primejdioasă. E mărginită de mătrăgune care nopțile fără lună cântă la scorburile copacilor ascunse în pământ. Feriți-vă să călcați pe ele, căci v-ați molipsi fie de boala dragostii, fie de nesasul bogăților, și pe calea aceasta v-ați afla pierzarea. Fiindcă patimile pe care se pricep mătrăgunile să le insufle oamenilor sunt întotdeauna triste. De-al minter cărarea aceasta cășunează nenorociri. Vedeți pavilionul acela ascuns sub iedere, acolo unde se sfârșește și parcul, către mlaștinile mohorâte ale Senei. Acolo locuiește înțeleptul Moizade. Are 120 de ani și se pricepe încă să pătrundă tainele firii cu o maestrie fără asemănare. I-a lăsat mult pe urma lui pe Ibonatus și Bartolini. După Enoch, lumea nici n-a cunoscut un cabalist de talia lui. Veniți cu mine în pavilion să vi-l înfățișez. Iată-l, s-a dinjilt și vă privește în halatul lui de mătase galbenă și strălucitoare. Nu vă așteptați la cuvinte zadarnice din gura lui. De multe vreme, înțeleptul acesta nu mai stă de vorbă decât cu duhurile lui și cu mine.
A ajuns să cunoască numărul de aur care corespunde lui Jehova în înșiruirea duhurilor. Dar nu credeți, domnule viconte, că în ciuda înțelepciunii sale, acest cărturar bătrân poate rătăci în tălmăcirea cărții sfinte? Tu, nici mașura nu ți-a încredințat vreodată tainele sale, nici mișna duhurile ei ascunse. Nu ți-ai idee! Domnul abate Coaniar tălmăcește într-adevăr limpede nu numai Pentateucul, ci și cărțile lui Enoch, în care se povestesc cele din tâi împreunări ale oamenilor cu silfii văzduhului și cu salamandrele. Cartea lui Enoch este vădit plăsmuită, iar silfii de care pomenește, ea se aseamănă ca două picături de apă cu nebuțătorii felicieni din vremurile de atunci. Numai așa se lămurește de ce scrie în cartea aceea că silfii aceia le-au deprins pe femeile de atunci să poarte brățări și șiraguri de mărgăritare sau de aur, ca și meșteșugul de a-și zugrăvi sprâncene și de a folosi tot felul de vopsel și de a mai citi și în stele. Vor fi fost niscaiva necuțători tirieni sau sidonieni care au tras la mare pe un țăr pe jumătate pustiu ca să-și desfacă marfa de duzină la poarele stâncilor, ispitind cu podoabe calpe femeile triburilor încă sălbatice și primind în schimb de la ele chihlimbar și blănuri, tămâie și roade înverșate. A nevoie ți este, domnule abate, să te măsori cu mozaidee pe temeiul cunoașterii săvârșirilor de demult ale omenirii. A găsit urma stâlpului lui Set și prezicerile Sambetei, fiica lui Noe, cea din tâi dintre sibile. Oh, câtă deșertăciune, domnule viconte! Stâlpul lui Set? Năstrușnică născocirea nerodului de Flavius Iosefus, basp fără noimă, care n-a putut înșela pe nimeni. Prorocirile Sambeteei, fiica presupusă a lui Noe? Tare aș fi curios să aud una, măcar, din gura lui. Fica lui Noe s-a rostit. Sambeteia a zis: omul deșert și fără minte, care râde și care batjocorește, nu va auzi glasul care țâșnește dintr-al șaptelea tabernacol. Nelegiuitul va merge pe calea jalnică spre pieire. În anul acela a fost o vară caldă și strălucitoare și mă apucase dorul plimbărilor. Am pornit pe ulițele Parisului, mângâind în buzunarul hainei doi scuzi mititei de aur pe care-i găsisem în acea dimineață, dar al gazdei noastre. Deodată, spre marea mea uimire, am văzut că se oprește o minunată caleașcă înaintea mea și că prin portiera deschisă, o doamnă nespus de frumoasă și de elegant îmbrăcată mi-a făcut semn să mă urc lângă ea. Am fost uluit când am recunoscut-o pe Caterina, dantelăreasa, fata pe care mama mea era atât de geloasă. Te-am recunoscut numai decât, domnule Jacques, deși ești nespus de schimbat. Cât de bine îți vine în straile astea elegante de gentilom și cu tricorn pe cap. Am simțit întotdeauna de pe când veneam în ospătăria ținută de tatăl domniei tale multă prietenie pentru domnia ta. Și să știi că nu fac parte din tacma celor femei nesuferite care ajunse să încropească o stare, își disprețuiesc cu trufie prietenii de odinioară. Da, ușor că caleașca aceasta minunată, la chei, rochia asta fermecătoare din atlas alb. Toate se trag din dărnicia fără margini a domnului de la Cheritot. Da, căruia i-am căzut cu troncă, ei nu prea știu cum. Face parte dintre acei care se însărcinează să strângă birurile majestății sale și a ajuns unul din cei mai bogați oameni din Paris. L-am împrumutat cu parale până și pe regent. E un prieten cât se poate de darnic și de binevoitor. Pentru nimic în lume n-aș vrea să-l amărăsc, să știi. Și mai e și nespus de gelos.
Numai că e cam bătrân și nu e atât de drăguț cum ești domnia ta, domnule Jacques. Mi-a dat o casă la Grenelle, așa că am să te rog să vii să o vezi și am să ți-o arăt din pișniță până în pod. Ce bine îmi pare că te văd, domnule Jacques, așa de frumos îmbrăcat. Știam eu că oamenii învățați ca domnia ta nu vor întârzia să-și facă o stare. Dar ce mai face tatăl domniei tale? Ce om cum se cade? Între noi fie vorba, nu se prea simchisea nici de nevastă, nici de ospătărie. Dar cu ce te ocupi? Tot așa de sfios ești? De atâtea ori mă gândeam la dumneata, domnișoară Catrina. Îmi pare bine că nu m-ai uitat de tot, da. Dar știm că un copil... Gata, am ajuns acasă. Nu mai pot zăbovi. Domnul de la Cheritot trebuie să sosească și dacă te-ar vedea dându-te jos din caleașca lui împreună cu mine... Te rog să vin să după orele 9 seara, când el trebuie neapărat să-i țină de urât bătrânei lui neveste, da? Vezi unde mi-e casa? La colțul străzii du Bac. Alea trei ferestre, vezi? La fiecare cat și balconul împodobit cu trandafiri. Te aștept neapărat. Vino, te rog. Pe diseară, iubitule. Să mă smulg din brațele Caterinei. Dar sărind din caleașca am căzut în brațele domnului Dastarc, a cărui statură înaltă era înfiptă ca un copac pe marginea uliței. Ce bine potrivește lucrul întâmplarea, tânără meu prieten. Trebuia să am cu domnia ta o convorbire pe care o tot amând de prea multă vreme. Să mergem, te rog, să căutăm singurătatea și liniștea de care au neapărat nevoie vorbele pe care trebuie să ți le spun. Ajuns la capătul aleii de noci. Să stăm pe banca asta de demn. Ei, vezi, tânără mea prietenă, sunt pe lume trei soiuri de oameni mai cu seamă, cărora filozoful cată să le ascundă tainele lui. Binevoiască, domnul viconte, să-mi dezvăluie aceste soiuri. Mai întâi, cei puternici, principii, fiindcă tare primejdiu s-ar fi pentru piatomenire să le sporești și mai mult puterea. În al doilea rând sunt cei lacomi de mărire și avuție, al căror cuget necruțător, nemilostiv, nu se cade să-l îndrept spre și mai multă neîndurare. Și pe urmă vin desfrânații, care nu-s bun la nimic. Dar, domnii tale, nu văd nicio pricină care m-ar opri să mă destăinuiesc. Lacum de măriri și de avuții nu-mi par că ai putea să fii și nici prea desfrânat. Deși acum câteva clipe te-am văzut cum te smulgeai din brațele fetei acelea. Pot așadar să-ți dezvălui fără teamă tainele ascunse ale lumii. Nu trebuie să-ți închipi că viața se mărginește la arătările strâmbe și calpe prin care... strălucește ea în ochii oamenilor de rând. Înalță-ți ochii, copile, și vezi deasupra capului carului David, care, tras de mizar și de vestitele ei tovarășe, se învârtește în jurul porului. Privește la Arcturus, vezi acolo, la Vegalirei, la spinul Fecioarei, la cununa Arianii, alături de fermecătorul ei mărgăritar. O singură privire aruncată asupra lumii te va încredința că întreaga facere a universului nemărginit nu e altceva decât o plăsmuire de flăcări și că viața, ca o salamandră, trebuie să ne hrănească necontenit din flăcările cerului care se pricep să se înveșmânte în înfățișările cele mai tainice și cele mai fermecătoare. Să fie într-adevăr așa, domnule viconte? E cu putință? Să-ți steie chezășie duhurile
care se joacă printre negurile din care țâșnește fulgerul și de unde se prevălește trăsnetul pe creștetul stejarilor. Îți fac, fiule, destăinuiri care îți vor fi de mare folos, căci am cunoscut după anume tainice semne că sortit ești să împărtășești culcușul unei salamandre. Vai, domnule viconte, cum e cu putința așa ceva? Uneori sunt încredințat că aceste gingașe doamne ale văzduhurilor n-ar fi altceva decât niște diavoli. Mi-ar fi teamă să nu-mi pierd sufletul în tovărșia lor. Doar asemenea căsătorii sunt împotriva firii și potrivnice sfintelor pravile. Astfel este cel puțin părerea veneratului meu dascăl, domnul abate Jerome Coagnar. Abatele Coagnar este învățat de neprețuit ca să tălmăcească din Ibailină în latinește. Dar cate să nu-l scoți din cărțile lui, n-are nici pic de râvnă filosoficească. Află așadar că din porunca de vrajă a slăvitei Isis, asemenea căsătorii departe de a fi oprite de legea noastră sau de pravilele lumii, sunt statornicite de legile tainice și de nezdruncinat ale firii care le înlătură pe toate celelalte. Îți voi da nenumărate dovezi temeinice care nu îngăduie nici o tăcată. Trebuie să afli, copile, că noi, bieții oameni, nu suntem altceva decât niște sărmane ulcioare însuflețite din întâmplare. Jehova și-a plămădit ființele nu din flăcări care singure dau naștere minunilor vieții, ci din noroi. Ce poate face din tine chiar olarul cel mai scusit? Hă? Și ca să pună capăt la toate, omul s-a plictisit cu desăvârșirea raiului și a cutezat să guste din roadele pomului din mijlocul raiului. De atunci el se naște din durere și chinuri și își agonisește hrana cu sudoarea frunții. Numai unele ființe de har și de vrajă se nasc pe alte căi din împreunarea flăcăilor curați la suflet cu salamandrele. Dar cum este cu putință să ai vreo legătură cu o salamandră? Nimic mai ușor. E nevoie de un glob de sticlă pe care am să te învăț eu cum să-l folosești. Am multe asemenea globuri la mine, la castel. Dar destul pentru astăzi. Rămâi cu bine, domnule viconte. N-am putut să mă duc să o văd pe Catrin în seara aceea cum îi făgăduisem, dar imaginea ei ieșea din minte. Fie sub înfățișarea ei gingașă din caleașcă, fie sub aceea unei zvelte salamandre. Mă frământam în pătuțul meu din castelul dărăpânat al vicontelui, când, pe la miezul nopții, am auzit pe neașteptate un fâșii de rochie. Am deschis ochii și am văzut la capul patului o minunată salamandră cu ochii albaștri, brună și cu obrajii bucălați, cu gura înflorită într-o sărutare nevăzută. Mă privea cu o uimire nespusă. Te rog să mă ierți, domnule Jacques. Oh. Dar credeam că e atacul domnului d'Astarac. Nu e atacul domnului d'Astarac, e atacul meu. Frumoasă salamandră, am destupat pocalul de creștar și ai venit la mine. Dumneata trebuie să fii nebun. Oricine ar fi nebun în locul meu, văzând înaintea ochilor o salamandră atât de ispititoare. Cum o cheamă pe salamandră? Iael. Iael. Sunt nepoata lui Mozaide. Să nu sufli o vorbă. Nu. N-ai un pieptene. Da, m-ai ciufulit ca pe o adevărată salamandră. Dacă m-ar vedea Mozaide în halul ăsta,
Să știi că e cumplit de gelos. La 153 de ani ai lui? Cine dracu ți-a spus asemenea povești neroade pe socoteala unchiului meu? Pe vremuri ținea o bancă la Lisabona, dar a rămas moflus și a fugit la Paris, luându-mă pe mine împreună cu un mare număr de ceșcuțe de aur. Ne păzește pe ceșcuțe și pe mine cu aceeași grijă părintească. Dacă ar afla că am fost noaptea asta în atacul tău, negreșit că te-ar ucide drept răzbunare. Dar pe domnul Dastarac nu-i gelos unchiul tău? Pe astrologul ăla țicnit? Asta ar mai lipsi. M-a trimis la el să-i cer o parte din simbria pe care i-a făgăduit-o. Am rămas fără o lețcaie. N-ai să mă împrumuți cu doi scuzi? Nu, cu plăcere, frumoasă. Ia el. E tot ce am asupra mea, dar ți-i dăresc cu mare plăcere. Numai că te rog să mai vii să mă vezi la miez de noapte, cum ai făcut acum, și nu din greșeală. Mulțumesc. Mulțumesc. Foarte îndatorată. Voi mai veni. Lasă puțin cartea aceea din care tălmăcești. Vreau să-ți spun o întâmplare tare ciudată. Îmi vine uneori să cred că palatul ăsta de răpânat ar fi vrăjit. Ascultă-mă bine. Trezindu-mă în zorii dimineții, mi-a venit chef să mai beau un pahar din vinul acela alb pe care l-am gustat ieri seara la cina gazdei noastre, atât de binevoitoare și atât de țâcnite. M-am coborât deci pe scară, numai în cămașii, spre cămară și, spre surprinderea mea, m-am întâlnit între catul al doilea și al treilea cu o mică domnișoară care cobora treptele cu mare iuțeală. Da? Nu credeam să fie o salamandră. Am urmărit-o tiptil și am văzut-o făcându-se nevăzută în bordeiul acelui cabalist Mozaidee, parcă îi spune. Eram pe cărarea mătrăgunelor, cum ți-am spus, numai în cămașă, pe urmele frumoasei fete, sprintene ca Galatea. Tocmai atunci, însă, s-a deschis ușa bordeiului și l-am văzut ieșind din el pe bătrânul Mozaidee. Se uita la mine cumplit, căci m-a văzut în cămașă, pe urmele salamandrei și pe urmă a început să mă înjure în cel puțin două limbi, una iberică sau poate portugheză, dacă nu chiar spaniolă, cealaltă de bună seamă, o limbă orientală mie necunoscută. E, că mă ocăra cum îi venea la gură, nu în cape, nici o îndoială, mai cu seamă că scosese din buzunarul caftanului un stilet foarte ascuțit și mă și amenința cu el. Și ce ai făcut atunci, bunul meu Dascu? Când a ajuns la capătul afurisenilor, m-am străduit să-i dau și eu un răspuns biling, așa cum fuseseră și ocările. I-am spus pe șleau, deci, pe franțuzește și pe latinește, că el era, de fapt, un ucigaș și un nelegiuit și își bătea joc de tainele sfinte. Da. Numai că vântul răcoros al dimineții, alunecând pe picioarele mele, mi-a amintit că eram numai în cămașă. M-am simțit, deci, cam stingerit cu toate astea. Tot nu m-am lăsat până nu l-am amenințat cu dreptatea cerurilor și cu dreptatea oamenilor. Și-a mai răspuns ceva? Păi, ce să mai răspundă? Da, fata. De bună seamă că era nepoata lui Mozaidee ăsta și că venise să-l vadă la fapt de seară pe domnul Dastarac. Asta trebuie să fie salamandra de care tot pomenește cinstita noastră gazdă, cam țâcnită, dar uneori destul de darnică. Dar socotesc că Mozaidee ăla trebuie să ascundă vreo taină mare de vreme ce-și ține o nepoată atât de frumoasă, atât de ferecată. Dacă s-ar arăta într-o bună zi la plimbare sau la teatru, a doua zi ar vedea tot ce are Parisul mai bogat la picioarele ei. N-ai avea poftă să o vezi, Târnăbroș? Mă doresc așa ceva din tot sufletul. Da! Ia, caută-mi atunci dicționarul lui Vossieu, da, și volumul al șaptelea din Ducaj, da, să te învăț minte să te mai gândești la salamandre cu ochii albaștri și cosițele negre ca pana corbului. Domnule, pe
peste câteva zile, bunul meu dascăl și cu mine ne aflam pe strada Dubac. Era foarte cald și bunul meu maestru mi-a spus așa: Jacques Tirnebroș, fătul meu, nu ți-ar fi oare pe plac să o luăm la stânga, pe strada Grenel, în căutarea unei cârci? Oh, dar ia te uită ce casă frumoasă, vezi? Cu câte trei ferestre de fiecare cace pe balconul împodobit cu trandafiri. O femeie minunată stropește florile. Oh, parcă-ți face ție, căci mie nu cred cu mâna. Îți trimite o sărutare. Cine dracu a ieșit pe balcon și a tras o palmă? Ce vrei, domnule? Vă rog să mă iertați, domnule abate, credeam că femeia asta de șucheată îi trimite sărutări unei afurisite capucini. Da. Nu vreți să ne faceți cinstea să urcați la noi? Da. Avem pregătită o cină minunată și vinuri din cele mai bune din pivnița unui om de finanțe cu care trăiește fata asta răstrușnică. Urcați-vă, Nu de seamă, domnule, e fata aceea, Catrin. Am zăvorât-o în iata cu ei să o învăț minte. Domnule, da. Se cuvine să o iert. Bucatele cele mai gustoase ca acestea pe care le văd pe masă și care ne lasă gura apă, amare ni se par dacă sunt stropite cu lacrimi și cu gemete. Dar cum poți să ai o inimă atât de rea încât să lași o femeie frumoasă să se vaiete? Hai, te rog să iert. Nu. Ce-a făcut rău? Dar nu se cade să se lășcuiască într-un suflet ales și de înaltă obârșie, cum pare să fie sufletul domniei tale, domnule... Cavalerul d'Anquetil, domnule abate. Dar ce te face să bănuiești că aș fi gelos? Că nu sunt gelos. Dar nu rabd să-și bată joc cineva de mine. Domnule, suntem cu toții jucăria vânturilor. Totul își bate joc de noi. Și cerul, și stelele, și ploaia, și zefirii, și umbra, și lumina, și stăpânirea monarhică, și femeia. Și femeia? Da. Îngăduie-i, domnule frumoasei fete, să cineze cu noi. Îți va înveseli oaspeții cu drăgălășenia ei. Necredințele femeilor departe de a le vătăma trupul îl fac să fie și mai galeș. Da. Jacques Tournebroș, învățăcerul meu și cu mine, abatele Jérôme Coignard, te rugăm, domnule cavaler, să ierți. Hai să vină o clipă. Dacă mă rugați cu atâta ceremonie... Fie. Ia vino la cine, deșucheato! Așa. Ia vino! Trebuie să vă spun că am devenit tare bănuitor de când am prins-o șușotind cu păcătosul ăla de capucin. De ce s-ar fi dând în vânt femeile astea frumoase după capucin, domnule abate, că ești de meserie? Domnule, poate fiindcă știu să iubească. Plin de umilință. Dar cred că vinul domniei tale este minunat, domnule cavaler. Da, te felicit dacă... Păi nu e din pivnițele mele, domnule abate. E din pivnițele domnului de la Geritod. I-am furat iubita, pot să-i beau și sticlele de vin. Ai toată dreptatea. Văd că te ridici mai presus de prejudecăți. Așa sunt toți cei de obârșie nobilă, domnule abate. Cum mă vezi, domnule abate, eu am fost ofițer în oștile măriei sale regelui Ludovic al XIV-lea. Am slujit sub domnul mareșal de Villars în războiul pentru succesiunea la tronul Spaniei. Și era câte aci să fiu ucis fără nicio naimă în bătălia de la Parma. Nu prea mă cred în virtute. Da, și foarte bine faci să nu crezi. În chipul în care este plămădit de fire dobitocul ăsta cu două picioare, nici nu se cade să fii virtuos dacă nu ești schilos. Prin care colțișor al trupului minunat al fetei acesteia care stă la masă cu noi ar putea să lăslui un strop de virtute măcar? Fiindcă veni vorba de strop. Da. Domnule cavaler, n-ai putea să... Dan Cătin. Vreau să-ți spun ceva. N-ai putea să desi...
să încă o sticlă. Cu cea mai mare plăcere, domnule abate. Facem o partidă de cărți. Dacă ții cu orice preț, uite, popa. Pare mi se că l-ai scos din mânecă, domnule abate. Na, spune te rog, nu l-ai citit pe Elian, domnule cavaler? Elian, care a scris în grecești o carte a stratagemelor lăudând vicleniile marilor căpitani. Eu nu l-am citit și nici n-am să-l citesc vreodată pe Elian ăsta al dubitale. Dar ce ar face stratagema cu șmecheriile la jocul de cărți? Păi vezi, domnule abate, de când domnia ta îmi iei banii la cărți, desmățata asta tot îi face cu ochiul învățăcelui domniei tale. Mie mi se pare că o să-l provoc la duel și că o să-l omor, mi se pare mie. Nu, domnule cavaler, te-aș ruga să nu faci asta. Jacques Tournebroche, aici de față, mi este încă de mare trebuință la tălmăcirea scrierilor lui Zosim Panapolitul, pe care am început-o. Ți-aș fi cât se poate de îndatorat dacă nu vei încrucișa sabia cu dânsul decât după ce va fi încheiat împreună cu mine această tălmăcire. Dar puțin îmi pasă mie de Zosim ăla panoptic al lumii tale, domnule. Puțin îmi pasă, mă auzi? Voi ia un tânăr călăreț să stea în șa cât mai semneț și-o mândră-n cale răstărea. La, 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 la. Domnule cavaler, domnule cavaler, Panapolitul, nu Panopticum, a fost un învățat grec care înflorea la Alexandria în veacul al treilea al erei noastre și care a alcătuit un tratat de artă spagirică. De artă spagirică? Dar ce pasă mie de toate astea, domnule? Să batem fierul cât e cald, ca o sultană-i poruncea, cu o pinica de smarald. La, 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 la. Aș vrea, mă jur pe sfânta cruce, bărbatul meu să ajungă duce, căci e sătul de muncă grea. Vezi, domnule cavaler, măreția adevărată a omului, uite, chiar cu ea jocoriți, dar proști sunt mulți și lumea-i rea. Da, este cugetarea. Ce gândea egipteanul acela despre metale? Metale, prin spadă fie sau prin teacă, voiesc ca duce să se facă la oaste sau pe cana mea. La, 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 la. Domnule abate, văd, domnule abate, că nu mai bei, nu mai joci și ai început să bați câmpii. În Italia am avut un general de brigadă care îl traducea pe Polibios. Eu asta mai înțeleg, dar pe Zosim al dumitale? Îl traduc cu învățăcerul meu, Jacques Tournebroche, și... Cum, băiatul ăsta știe grecește? Va să zic că... Nu e gentil om. Domnule cavaler. Da? Tata purta schingardul brezlei ospătarilor. Atunci cum dracu vrei să te ucid în duel? Te rog să mă ierți. Dar cine cutează să izbească cu atâta tărie în poarta casei? Domnule drag editor, vă rog să ne faceți deosebita cinste să poftiți sus. Veți găsi acolo niște făpturi plăcute și tare ciudate. Un turn roș care știe grecește și cărea domnișoara Catrini trimite sărutări de pe balcon și un abate care trișează la cărța. Tinere, am cinsta să-l cunosc pe tatăl domniei tale, cu care voi sta mâine de vorbă. Cu privire la orașul unde majestatea sa regele te va trimite să chipzuiești cât îți mai rămâne de trăit. Ce? La rușinoasele destrăbălări pe care le faci și la obrăzniciile pe care le spui. Pe fata asta am să-l rog pe domnul locotenent al poliției să o trimite la spital sau în lumea nouă. Nu am altceva de adăugat. Casa asta este a mea. Am plătit-o și țin să intru în ea. E dreptul meu. Hai, băieți, vârliți-i afară. E pe tine, ești pe ea. Ce-a zis? Cum?
pe noi ne-a făcut bețivi? Vrea să ne-a zvârle afară cu lachii? Eu toși din gură coțcar, nemernici! Dacă ticăloși ăștia se apropie de mine, le spar capul să-i învăț să-mi cistească faina și tarma! Ia trage-ți una butie ăstia cu mine! Eu vă zic că e așa de beat, că n-aveți decât să-l împingeți în șans. Să dacă acolo liniștit, până vor veni măturătorii, să-l zvârle în cotiga lor cu gunoaie. I-aș trage eu una, dar mi-e teamă că mă murdăresc. Să cotiță! Murdar netrebnic! Calpuzan neușinat! Calpuzan? Pie pe ușa ta cuvântul acela din scriptură! Acetalma care se tărmăcește prin prețul sângelui! Mie! Tâlharule, ticălosule, om cel de ridici bastonul asupra mea! Aici suntem la adăpost. Domnule abate, dăm mâna, te rog. Ești cu adevărat un om curajos. Mi se pare că am fost într-o câteva ce ucigași. Eu eram sortit să propovăduiesc artele frumoase de pe catedra unui colegiu, decât să dau cu o sticlă de vin în capul lui financiar care ridică bastonul asupra mea și să mă bat cu lacheii lui în plină uliță. Că te-ai bătut cu lacheii nu-i prea mare lucru. Ce e mai rău este însă că mie mi se pare că ai ucis un strângător de biluri. Adevărat să fie? Doamne, doamne, cum de mi-am ieșit din fire? Cu firea mea atât de blajină. Păi cu firea blajină, domniei tale, mie mi se pare că se va întâmpla să fii spânzurat un pic. Împreună cu Jacques Tournebroș, învățăcelul domniei tale. Deși el n-a omorât încă pe nimeni. Dar e tânăr și mai are vreme. Pe mine mă vor duce la Bastilia, pe Catrin în lumea nouă. Și acum, uite, iată-mă, fără iubită. Domnule cavaler, ăsta e lucrul cel mai puțin primejdios din toate. Mi se pare că ceea ce cauți domnia ta găsești la oricare femeie. Cred că se cuvine să părăsim Franța și în orice caz Parisul. Da, Parisul, în orice caz. Am un bun prieten lângă Lyon. Să mergem la el. Ne va ascunde până va trece furtuna. Vom găsi un poștalion. Păi da, abia astă seară putem părăsi Parisul prin beznă. Până atunci nu știu unde ne-am putea adăposti. Domnule cavaler, poți să vii să stai ziua de astăzi la castelul cam derăpânat de la Croix de Sablon, unde găzduim de aproape un an. Pune să vină poștalionul lângă Sablon, afară din Paris, la răscrucea păstoriților. Nu ne va vedea nimeni și mai ales nu mai trecem prin Paris. Foarte bine, foarte bine. Am scăpat. Numai că mi s-a făcut o sete. Am să vă împărtășesc, domnilor, că din cele trei sticle câte mai erau pe masă, una am spart. No! Da, din nenorocire, în capul domnului de Geritot. A doua mi s-a spart în buzunar, pe când fugeam să scap de la cheiul. Nespus de rău îmi pare după amândouă. Însă a treia a scăpat, fără măcar că mare nădejde nu prea aveam să o pot scăpa. Unde? Iată! Strașnic! Avem vin? Eu am cărțile în buzunar. Facem un joc să ne treacă vremea până la noapte. Vezi, domnule cavaler, jocul acesta de cărți e o mare desfătare. Orice joc se aseamănă cu o carte cu întâmplări minunate, din acelea care în zilele noastre se numesc romane. Numai că, față de alte cărți, jocul are însușirea ciudată că îl și scrii în același timp în care îl citești. Și nici n-ai nevoie să fii prea mare om de duh ca să faci, nici să cunoști slovele ca să-l citești. Mai se arată ca o lucrare minunată și prin faptul că îți scoate la iveală un rost nou de fiecare dată când, uite, ca acum
amesteci cărțile. Aha. Vezi? Din cărțile astea ies la iveală mii și mii de împerecheri ciudate și de potrivel nemaipomenite, încât s-ar putea crede că deslușești din ele tainele inimilor, ascunzișurile soartei și deschiderile necunoscute încă ale viitorului. Bună, cavaler, acest lucru nu e numai adeverit de tarocul țiganilor. Cărțile noastre par a fi mult mai vechi de vremea regelui Carol al VII-lea. Mai vechi? Da, deși am citit într-o carte veche că, uite, uite aici, Dama de Cupă, asta o vezi? Da, da. Ar fi icoana frumoasei iubite a acestui rege al nostru, Agnes Sorel. Agnes Sorel. În vreme ce, uite, 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 Dama de Pică, da? N-ar fi alta, sub numele ei de Palas, decât acea Jean Dully, mai cunoscută sub numele de Jean d'Arc, cea care a îndreptat atât de bine trebile monarhiei și pe urmă a fost fiartă de englez la Rouen, într-o căldare pe care am văzut-o și eu trecând prin acest oraș când am plătit două parale, atât cât mi s-au cerut ca să mi se arate. În alte cărți însă stă scris că ar fi ars-o pe rug. Vezi, domnule cavaler, dacă aș putea și eu într-o bună zi să mă pun la adăpost în vreo mănăstire frumoasă, înzestrată cu o bibliotecă bogată, ei, aș închina unei asemenea plăcute și cuvioase îndeletniciri. Rămășițele unei vieți sleite până acum de furtuni cumplite și de numeroase înnecuri. Oh, Doamne, Doamne, când mă gândesc la tribunalul bisericii. Cu multă băgare de seamă ne-am dus la castelul vicontelui d'Astarac. Și în vreme ce bunul meu dascăl s-a suit în iatacul lui împreună cu cavalerul d'Anctil și au început să joace piche, eu mi-am făcut de lucru prin parc, nădăjduind să-i pot da de veste Iaelei că plecam pentru totdeauna către un loc necunoscut ei. Dar în locul Iaelei l-am întâlnit pe scara castelului pe domnul viconte d'Astarac, în halat de damasc roșu. Ținea în mână un sfeșnic de argint. Ei, fătul meu, ce bine că ai rupt orice legături cu femeile. Printre slăvitele fiice ale văzducului n-ai să te mai temi de certurile, bătăile și gâlcevile care se stârnesc fără de veste printre fături de lumii care duc o viață deșucheată. În singurătatea fermecată de zâne poți acum să guști o liniște plină de desfătare. Hai, te rog, cu mine pe aleea aceasta spre mlaștinile sene. Poate să bagi bine de seamă și cu poate aștepta dacă nu te vei purta cinstit cu salamandra ta. Cea mai cumplită patimă a salamandrilor se arată a fi gelozia. Nici una nu se lasă înșelată fără să se răzbune cumplit. Divinul Paracelsus ne dă o pildă cumplită în această privință. Ascultă blestemul cu care Elisei i-a afurisit pe copiii nerușinați în veselia lor. Auzi aratema cu care Barac l-a lovit pe Meros. A furisit să fii în numele lui Argitaliel, domnul bătăliilor. Blestemat să fii câine! Anatema asupra capului tău, porcule! Îl blesteamă pe bunul meu dascăl, domnule viconte. Blestemat să fii în numele globurilor. A furisit să fii în numele roților. Anatema să fii în numele fiarelor palinice, a căror vedenie a avut-o Ezechiel. În numele globurilor, în numele roților, în numele fiarelor tarinicele, oboară de prin cei ce nu mai sunt!
Șahtă în roș, fătul meu! Fie-ți milă și desprinde-mă din mărăcine ăștia printre care mi s-a prins blestemata! Asta nu M-a scos din minți cu blestemele lui! Lasă-mă, te rog, domnule abate, să te ating deasupra inimii cu rubinul acesta pe care îl port în deget. Rubinul potolește mânia și îl vom vedea numai decât pe domnul abate cum își recapătă blândețea firească. Mă încurcase între mărăcine aceea și aș suferi încă de ghimpii lor cumpliți dacă trune broș. Învăță celul meu iubit, nu și-ar fi dat o steneală să mă scoată din ei la vreme. Mărăcinii sunt un fleac, tem însă că ai călcat pe mătrăgună. De asta, zău puțin în pază. Faci o mare greșeală. E destul să pui piciorul pe o mătrăgună ca să te trezești amestecat într-un omor și să mori mișelește. Da. Așa mi s-ar cuveni de vreme ce am părăsit Astraciana, care rămâne regina bibliotecilor. Pentru vina de a fi părăsit-o o clipă măcar, mi s-au azvârlit pe cap toate fiarele lui Ezechiel, fără să mai pun la socoteală globurile și roțile. Vă aștept pe amândoi atunci în bibliotecă. Merg înainte. Da, domnule Dracu, da. Jacques Tourdebroche, fratul meu, am să-ți spun o mare taină. După ce i-am câștigat câțiva scuz tânărului cavaler, l-am culcat în odaia ta. Spre marea lui surprindere, s-a trezit după prânz cu o fată tare frumoasă, fără îndoială venită pentru altul, adică pentru domnul Dastarac. Începuse să se îmblânzească, dar a venit o rândaș și s-a speriat așa că a fugit. Domnul Danquetil m-a tot întrebat pe seama fetei acelea până m-a făcut să-i spun că locuiește în coliba lui Mozaidei în parc. M-a înduplecat să mă duc să-i cer să se lase răpită de noi. Pe când ne tocmeam, ne-a surprins unchiul ei, Mozaide. Nu prea cred că a auzit ce vorbeam noi, dar a ghicit înțelesul. Tocmai încheiasem târgul cu Iahel. S-a învoit să se lase răpită de noi. Apoi s-au stârnit blestemele, afurisenile, globurile și roțile pe care le-ai auzit și tu. Și m-am prins între mărăcini. Ascultă-mă, fata vine cu noi. Tata mine m-a întrebat cumva? Nu. Nici de tine, nici de ceea ce mi se pare și mai ciudat, de domnul Dastarac, iubitul ei. Vezi, fătă meu, nu e de ajuns să stăpânești o femeie ca să întipărești în sufletul ei o pecete adâncă și trainică. Sufletele noastre sunt de nepătruns unul pentru altul, după cum ne dovedește blestemata nimicnicia iubirii. Omul înțelept cate să-și spună necontenit, nu sunt nimic în acel nimic care este ființa omenească. A nădăjdui că poți lăsa o amintire în inima unei femei înseamnă să vrei să tipărești pecetea unui inel pe unda unei ape curgătoare. Cuvine-se deci să ne păzim de tot ceea ce este trecător pe lume și să nu ne statornicim în asemenea săvârșiri vremelnice și să ne legăm numai de ceea ce nu are moarte. Fătul meu, am apucat să-i spun fetei acesteia să vină să ne întâlnim la hanul, la calul Roib, unde mi-a spus domnul Danquetil că ne așteaptă la noapte poștalionul. Bezna este prielnică fugii, răpirilor, încercărilor tainice și faptelor ascunse. Trebuie să ne bizuim pe viclenia fetei acesteia. Da. Cât despre tine, da? Când se îngână ziua cu noaptea, du-te să-l întâlnești pe domnul Danquetil la răscrucea păstoriților. Vezi că el nu are răbdare, nu te așteaptă și pleacă fără tine. Acum, domnule abate, te rog să-mi spui, când socotești că vei încheia tălmăcirea scrierilor lui Zozim Panopolitul? Vezi, dumneata, dacă aș putea avea un silf iscusit să mi-l fac secretar, nu cunoști taina silfilor, domnule Viconte?
Fără îndoială că o cunosc, domnule abate. Ți-aș dezvălui eu cu mare plăcere, numai că-ți spun dinainte că dacă o vei da în vileag, în urechea profanilor, te așteaptă pierzani. Nu, să nu-ți faci nicio grijă din asta. De-al minte, tot nu cred în silfii domniei tale, astfel că împărtășește-mi taina. Află atunci că ori de câte ori vei avea nevoie de ajutorul unui silf, n-ai altceva de făcut decât să rostești un singur cuvânt. Agla. Și numai decât copiii văzduhului vor zbura în jos către domnia ta. Numai că se cuvine să-l rostești din toată inima, nu numai cu buzele, ca să faci un silf să-și strecoare într-o încăpere umbra lui ușoară de lumină. Fără credință, cuvântul nu e altceva decât o șoaptă zadarnică. Silfii sunt de o frumusețe fermecătoare. Ți-am destinuit, domnule abate, o taină mare și folositoare, dar dacă o dai în vileac cu nesăbuire, te așteaptă soarta bietului abate de Vilar, care a fost omorât de silfi pe drumul Lionului. Chiar pe drumul Lionului? Tare ciudat. Pe mine mă veți scuza, domnilor, am ceva de adică. Turnă Broș, dragul meu, iată și poștalion. Iată-l și pe domnul Dochie. Soțile frumoasa ia el cu scutire ascuțită pe cap și cu niște pachete mari sumate. Hai, lăsați căile slugii, că ne vin călătorii. Iael, draga mea, Iael. Cine dracu strigă din poștalion? Domnul Turnul Broș, ai pus prin soare să-mi sufli toate invitele? În timp pe Catrin, pe Rovel? Ia pe mine și așa să te-ai făcut pe mine. Ușor. Domnule abate, cum a putut să fugă ea el? Nu s-o voi să înfii? Fătul meu, pe zăvoare nu trebuie să te bizui prea mult. Femeile-și cam bat joc de ele. Și când o ușă e încuiată, sar pe fereastră. Și Apuleius, în vestitele lui metamorfoze, și domnul Gala, în tălmăcirea lui măiastă a celor 1001 de nopți, ne-au dat cele mai scusite pilde pe seama vicleniei femeilor, ca aceea hanului tătarului Sariel și a fratelui lui Zaxmenan. Dar ce pot să facă în clipa aceasta aia el cu domnul Danchitil singur? Nu, prea te sfătuiesc să-ți treacă prin minte ce fă. Uite că am ajuns la Joania. Uite că face popas. Ia vezi, fătul meu, nu e firma unui jubailjiu la dreapta urții? Ba da, domnul Odastă. Ce vrei să faci? Aș vrea să-i vând niște diamante din acelea pe care le-am găsit la domnul Dastarac. Bună ziua! Aș vrea să vă rog ceva, dacă nu vă supărați. Da, vă rog. Da. Spuneți-mi, cât prețuiesc, uite, sunt aceste, aceste diamante? Îmi dați voi o clipă? Da. Dacă ar fi adevărate, ar fi într-adevăr de mare preț. Dar de fapt sunt niște mărgăritare de sticlă bune să fie date la copii ca jucării. Oh!
mă așteptam la asta, vezi, Tărdăbroș, fătul meu. Mult am păcătuit când le-am luat. Purtarea mea a fost vretnică de o sândă. Acum m-am mai liniștit atât că sunt niște pietre false. Omul adesea cade în ispite felurite. Ascultă-mă, fiul meu, acum simt în suflet o duhovnicească mângâiere. Cată deci să ne întoarcem la hanul de Popasca să bem în tovărășia surugiilor noștri, oameni tare de treabă și fără mofturi. Una sau două sticle de vin din viile minunate ale Burgundiei și pe urmă o la 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 să o luăm pe calea Lionului. Gata, gata, plecăm, hai! Aceea ciudată, parcă ar fi o caleașcă nemțească care ne urmărește. Acum s-a oprit și ea la cotitura drumului ca să nu ne dăm seama că ne urmărește. A, nu, n-am văzut nimic. A, într-acolo, da. Da, 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 da. Acum o văd. Trăsura aceea s-a oprit în același timp cu noi. Da? Prin urmare, e limpede că ne urmărește. Are un coviltir înalt și strâmt ca trăsura cu care am venit cu unchiul de la Lisabona. Sunt nespus de îngrijorată. Unchiul meu e cumplit la mânie. Mă înfior gândindu-mă la chipul în care va fi fost când îmi va fi găsit atacul gol și ceașafurile încă legate de fereastră pe unde am scăpat ca să mă întâlnesc cu tine și să fugim împreună. Vrei să spui cu domnul Danctil? Nu-i așa el? Ei, prea le bagi și tu în seamă pe toate. N-am plecat cu toții odată. Dar caleașca aceea mă îngrijorează nespus. Cine știe ce călător cum se cade o fi în ea? Nici nu se închisește de noi. Nu știi ce spui. Unchiul meu nu se gândește decât la mine, așa de mult ține la mine, din tot sufletul. Acum îl bănuiește pe domnul abate cu Aniar. E încredințat că el m-a scos din minți și m-a ispitit să fug. A tras cu urechea la vorbele lui și l-a înțeles că am îngăimat, astfel că îl urăște din tot sufletul. Am făcut rău că mi-am părăsit un unchi atât de bun. Dar nu mai puteam răbda starea de robie în care mă ținea și voiam să ajung și eu cât mai bogată, să-mi împlinesc toate gusturile, toate poftele. Dar mi se pare că sârugii au sfârșit totuși prin a trece șleaul. Par gata de pornire. Domnul Tanchetil se uită că a murât la noi. Gata, pornim! Hai, bine! Hai, bine! Dragă mea, acum că am trecut de mii, cred că ți-a venit inima la loc. Nu s-a mai văzut caleașca aceea care de când spuneai tu neurmărea. Suntem în afară de orice primești. Taci! Caleașca s-a evit din nou. Se apropie în goană. Se văd chipurile călătorilor negre. Negre? Ce să fie? Prostule, sunt mascați! Șanchetil ăsta care se lasă trișat cu nerușinare la joc de bunul tău dascăl. Maurice! Maurice! Doi bărbați ne urmăresc și sunt mascați! Da? Păi știi ce vreau să fac eu? Pot fi pe urmele noastre și 20.000 de dragi, puțin îmi pasă. Am doar destul de furcă să-l supraveghez pe acest abate pântecos și bun de spânzurat, care se pricepe să tragă cărțile pe dedesubt cu nemaipomenită îndemânare. Și îmi fură toate paralele. Îmi fură toate paralele. Maurice, fă-mi o mare plăcere. Făgăduiște-le surugiilor un bacșiș bun dacă dau bicecailor și o pornesc în galop. Nu e nevoie de niciun bacșiș. Stai puțin. Ia, făhăi! Luați fiecare dintre voi cu o sticlă de vin și hai! Dați bicecailor! Ei, Ahel, ți-a mai venit inima la loc? În goana în care am pornit-o, nu ne mai ajunge din urmă caleașca aia hodorogită, nici dacă ar trage cei patru cai ai apocalipsă. Alergăm ca niște pisici pe jeratec. Nu vedeți cum fug din fața noastră viile risipite pe dealuri? Uite și mănăstirea, Doamne! Doamne!
De ce nu mi-a îngăduit soarta să-mi duc între zidurile ei tainice o viață retrasă, veselă și plăcută? Mi-aș fi petrecut viața într-o cucernică și înțeleaptă zicăstrie, citindu-i pe Cicero și pe Brutus. Mă și văd de pe acum gustând slăvita pacea învățăturii. Doamne, dacă aș putea ajunge la ceea ce râvnesc cu atâta înfocare, de când mă știu vie și cu ajutorul acelor silvi de care pomenea bătrânul acela țignit, domnul Dastarac, și care s-ar arăta, zice-se, atunci când te hotărăști să-i chemi sub numele cabalistic de Agra. Ce-ați făcut? Ce-ați făcut, Mișeilor? Mi-ați răsturnat poștarionul, șanț! Bine! La turniu pun eu să răspunzi pe amândoi! Cum te lauzi, cum te lauzi, domnule Abate Coniar? Cum te lauzi? Har domnului, nu m-am ales decât cu un dinte rupt. Și pe deasupra nici nu rămăsese întreg. Da? Vremea, tot rozându-l fără cetare, îi pusese de multă vreme la cale pieirea. Uite în ce hal a adus ticăloși ăștia de pețin, obraznici, Biercu Poștarion. Ce țipă sfârșitor de pasăre? Unde le aflăm? La vreo 3 poște de turnu. Satul acela trebuie să fie Valar. Oh, făcat de Bătius al meu. Deci, l-am lăsat sub pernele trăsurii, da, împreună cu alte câteva lucruri de preț. Da. Bine că am cărțile cu mine în buzunarul hainei. La cine? Cu ce? Nu mai avem nimic. Atunci, domnișoară, binevoiește să-mi dai unul din boldurile dumitare să fac cu el o undiță. Puține râuri sunt mai bogate în pește decât Saon, atât de aproape de noi. Am ajuns așadar în starea sălbaticilor. Numai că nu pot să-ți dau un bold, domnule abate, dacă nu-mi vei da ceva în schimb. Altminteri, prietenia noastră se strică și n-aș voi așa ceva. Atunci să facem un schimb cu folos pentru amândoi. Îți voi răsplăti boldul cu o sărutare. Și acum mă duc pe țărmul râului și în curând vom avea de mâncare. Noaptea aceasta mă amintește pe aceea din ajunul bătăliei de la Parma. Spânzuratul ăla de abate nu mai vine. Pescuiește. Pescuiește pe dracu. Pune-mă așa că s-a dus la Berlină să scoată sticlele de vin rămase printre perne și că ne-a băut tot vinul, el singur. Ia să-mi mai aduc eu să văd ce fac. Ce s-a întâmplat? Oh, ce strigă complet! O strigă de moarte! Da. Bunul meu, dascăl! Domnia ta, ai strigat? Ce ți s-a întâmplat? Ai căzut? Te-a lovit cineva prin beznă? Răspunde! Am căzut, dar de ce fi strigat? Nici nu știam să fi strigat. Spune-mi, n-ai văzut un om alergând prin beznă? Domnule Broș, fiul meu, mi se pare că mă lovi destul de tare cu pumnul. Sugerez? Doamne, sunt un om mort. M-a omorât. Am socotit la început că n-a fost decât o lovitură foarte puternică, dar e o rană de pe urma căreia nu mai am nicio nădejde să mai pot trăi. Dar cine te-a lovit, bunul meu? Mozaide. Nu l-am văzut prin beznă, dar știu bine că el m-a lovit. Doamne, cum pot să știu de vreme ce nu l-am văzut? Mozaide. Da, dar cum e cu putința una ca asta? Câte lucruri ciudate se petrec pe lume. E necrezut.
Nu-i așa, Pernă Broș? Simt în gura mărăciunea morții. Dacă m-ai întreba, n-aș putea să-ți lămuresc cum e. Trebuia să mă asculte. Ascultă, Doamne sfioasă rugăciune. Dună Broș, Dună Broș, da. Ia aceste două sticle cu vin pe care le-am scos din trăsură. Uite-le acolo. Da. Așa. Nu mai pot, Dună Broș. Unde să gătești tu? Că se poate afla rana? Nu știu, în spate mă doare cumplit. Simt că mi se scurge viața. Că pătrund cu mâinile prin ceață. Mi se întunecă mintea. Ce s-a întâmplat, fiule? Domnul Gastarac, sunteți aici? Veniți în ajutor. Abatele Coaniar moare. Nu mort, Mozaidea dumneavoastră. Adevăr, Mozaidea a venit aici într-o caleașcă foarte veche pe urmele nepoatei lui. M-am folosit de prilej să-l însoțesc copilului ca să te îndemn să-ți reiei slujba în casa mea. De ieri ne-am ținut destul de aproape de poștalionul vostru, pe care l-am văzut mai adinauri ducându-se de râpă. În clipa aceea, Mozaidee s-a dat jos din caleașca noastră și s-a făcut nevăzut. N-am mai putut da de el. Am auzit și eu țipătul și pornisem în căutarea sa. Se pare că i s-a înfățișat nepoatei lui ca să o avorisească. Acesta era gândul dezvăluit mie, dar nu el l-a omorât pe abatele Coaniar. Ba da. L-au omorât Silvii ca pedeapsă că s-a încumetat să le dea tainele în vidac. Nimic nu este mai neîndoios. Le viconte, ce le face dacă l-au omorât Silvii sau Mozaide? Trebuie să-i venim într-ajutor, își dă duhul. Nu are însemnătate, din potrivă, căci dacă l-ar fi lovit un braț omenesc, mi-ar fi nespus de lesne să-l vindec printr-o vrajă, dar... Dacă și-a tras asupra sa dușmânia silfilor, nu-i nimănui cu putință să scape de răzbunarea lor necruțătoare. Ce spune Iahel? I s-a făcut rău domnului Coaniar? Domnișoară, dumneata ești pricina pierzării lui. Moartea lui e răzbunarea răpirii dumitale. Unchiul dumitale l-a omorât. Crezi că e ușor să fii o fată frumoasă fără să pricinuiești nenorociri celor din jurul tău? Nu, mă rog, se prea poate să ai dreptate, domnișoară Iahel. Până una alta... L-am pierdut pe omul cel mai bun de pe lume. Ascultă, soruciune! Da. Ia calul cel mai zdravă în care am rămas și du-te către satul de pe deal. Vino numai decât cu o targă și dacă poți găsi cu un filtre sau cu un bărbier, ai pleacă la galop! Ia bine! Ha! Bine! Ha! Ha! Până vă venia sudoarele, binevoiește, dragul meu Turnăbroș, să mă prezint acestui gentilom înalt în negru care poartă nasturi de diamant la haină. Da. Bănuiesc că este domnul Dastarac. O, domnule, socotiște cunoștința făcută. Eu n-am altă grijă în clipa de față decât să stau la căpătenul bunul meu, Dasca. Da, bine, mă prezint atunci singur. Domnule Dastarac, sunt cavalerul Don Quixote. V-am luat iubita și sunt gata să vă dau o socoteală cu sabia. Domnule cavaler, n-am, slavă domnului, nicio legătură cu nici o femeie. Cum adică? Și nici nu știu ce voiți să spuneți. Cum adică? Părinte, nu te supăra că te-am chemat. Da. Dar în foarte scurtă vreme vom vedea care anume dintre noi doi este aici de prisos. Înainte să spălăm rana cu apă clocotită, aș vrea să văd cu degetul cât de adâncă este rana domnului abate. O să mă doară. Adu-ți aminte, domnule abate, că mântuitorul lumii i-a iertat pe călăii lui. Da, da, ea nu erau bărbieri. Proastă vorbă. Eu s-o hătesc că deocamdată ai putea să te duci să-ți îngrijești de vie, părinte. Rana e departe să arate bine, dar nu înseamnă nici că se moare numai decât de pe urma ei. Este, părinte, una din rânile acelea care se joacă prostește cu bolnavul, cum se joacă pisica cu șoarecele. Și cu jocul ăsta poți să-ți treci zilele multă vreme. E atunci...
toate sunt bune. Să-i mulțumim domnului fiule că-ți mai lasă viața. Dar vremelnică este și plecătoare. Cată să te afli întotdeauna pregătit să o părăsești. Să fii pe pământ ca și când nici n-ai fi. Să stăpânești nestăpânind. Căci chipul lumii acesteia pieritor se învederează a fi. Rămâneți cu bine. Dacă va fi nevoie, să mă chemați. Pare că a dormit. Da. E vremea să te liniștești, Jacques, fătul meu. De altfel, nu l-am întăvărășit pe Mazaide aici decât tocmai ca să te liniștesc. Te văd chinuit cumplit de salamandre, sili și spiriduși. Duhul acela mititel ale pământului te-au năpădit și te-au amăgit cu tot felul de vedenii, te-au ispitit cu mii de minciuni și în cele din urmă te-au îndemnat să fugi din casa mea, atât de ospitalieră pentru învățăturile lumii. Vai, domnule, drept este că v-am părăsit locuința cu o grabă și cu o nerecunoștință pentru care vă cer iertare. Dar eram urmărit de străjerii regelui, nu de spiriduși. Și bunul meu dascăl a fost greu rănit. Și aceasta nu e o închipuire. De aceasta nici să te îndoiești. Nefericitul acesta de abate a fost lovit de moarte de silfii, ale căror taine le-a dat în nidac. Mi-a furat dintr-un dulap niște pietre pe care le făuriseră silfii și pe care aceștia le lăsaseră nedesăvârșite și încă foarte osebite de cum sunt diamantele în privința strălucirii și a curățeniei. Lacomia aceasta lui și mai cu seamă cuvântul agla, rostit cu multă nesocotință, i-a mâniat și mai mult. Află, fătul meu, că este peste putință filozofilor să împiedice cumplita răzbunare a neamului nespus de mânios al silfilor. Am aflat pe o cale mai presus de fire, ca și de altfel din spusele lui Criton, de nelegiuitul furt săvârșit în casa mea de domnul Coniar, care se străduia fără să cumpănească să prindă meșteșugul prin care salamandrele, silfii și spiritușii se pricep să coacă roa dimineții și o fac să se prefacă pe nevăzute în cleștar și în diamante. Domnule, vă pot încredința că nici prin minte nu-i treceau asemenea lucruri. Numai cumplitul Mozaide l-a lovit cu un stilet prin beznă în mijlocul drumului. Mozaide este destul de iscusit cabalist ca să-și ajungă dușmanii fără să-și dea vreo steneală să alerge pe urmele lor. L-ar fi ucis prin vrăjitorie din atacul lui. Văd că necunoscute sunt, fătul meu, cele dintâi temeiuri ale învățăturii. Mozaide chipzuise să-și înduplece nepoata să vină înapoi la el. De ce nu vrei să te lași luminat de sfaturi înțelepte ale unui filozof, fătul meu? În ochii tăi, ca și între ai mei, firea se înfățișează ca icoana vie a unei nemărginiri necuprinse de semne pe care trebuie să știi să le recunoști, să le orânduiești și care alcătuiesc la un loc un șirag de hieroglife. Lumea nu poate fi închipuită și zugrăvită decât în chip de simbol. Și tot ceea ce se înfățișează privirilor noastre nu e altceva decât un scris închipuit pe care oamenii de rând se încumete zadarnic să-l buchisească fără să-l înțeleagă. Păzește-te, dară, fătul meu, să gângăvești și să zbieri limba aceasta obștească a înfățișărilor calpe după asemănarea cărturarilor nevolnici care umplu academiile. Ci mai degrabă, primește de la mine cheia oricărei științe. Înțeleg că vrei să rămâi până la capăt alături de nenorocitul dascăl al domnului tale. Da, da. Te las să faci cum vrei, ești slobod, dar să nu uiți să te întorci pe urmă acasă la mine. Rămâi cu bine? Cu bine. Mă întorc chiar în dimineața aceasta la Paris, împreună cu marele Mozaide pe care l-ai bănuit atât de pe nedrept. Rămâi cu bine, fătul.
Ei, domnule abate, astăzi cum îți mai este? Ce mai e nou? Mulțumesc lui Dumnezeu. Nu-i nimic nou în mintea mea. Căci, după cum a spus Sfântul Ioan Crisostom, Gură de Aur, să vă feriți de lucrurile noi. Nu vă porniți pe căile pe care n-a mai umblat încă nimeni. Te rătăcești tot mai tare și nu o să mai poți scoate la capăt atunci când ai început odată să te rătăcești. Am făcut eu însumi o asemenea tristă încercare și mi-am pierdut sufletul și viața, năzuind să urmez cărări nestrăbătute încă de nimeni. Am dat ascultare numai nevolnicelor sfaturi ale Duhului meu păcătos și ele m-au călăuzit spre prăpastie. Părinte, sunt un biet păcătos. Numărul nelegiuirilor mele mă copleșește și se înalță spre cer. Iar tu, bărbierule, dă-mi să beau, să mă înalț spre nouri cu paharul plin. Avut acraiul Ludovic 8 bucătari și un ucenic, landerinetă, dar împănat cu usturoi, i-au pus pe foc un măturoi, landerinetă. Dacă ai poftă să cânți, fiule, cântă mai degrabă unul din cântecele de Crăciun din Burgundia. Sunt tare frumoase. Îți vei desfăta sufletul sfințindu-l. Oh, dragă inimă, părinte, unele colinde sunt scrise de Guy Barozé, mai șlefuite decât diamantul și mai de preț decât aurul. Ăsta, de pildă: când pământul a înghețat, magii au venit cu darul, și atunci boul și măgarul pruncul iesle l-au vecheat. Știu măgar și boi destui într-al galiei regat. Știu măgar și boi destui și mai proști și mai futuri. Eu măgar și voi destui într-al galiei regat. Știu măgar și voi destui și mai proști și mai futuri. Dar să nu vă minunați, noaptea boul și măgarul au rămas veghin sugarul, nebăuți și nemâncați. Știu măgar și boi destui într-al galiei regat. Știu măgar și boi destui și mai proști și mai futuri. Se întrevede și o sămânță bună și cuvincioasă în sufletul abatelui acestuia, ceva de preț și bun. Și totuși mă neliniștește cumplit, căci totul atârnă de felul în care își va da sfârșitul, care nu mai poate întârzia. Și nu se știe ce va rămâne în fundul sacului. O singură clipă poate să ne aducă mântuirea. Așa a hotărât cel de sus în marea lui milostivire. Dar cuvine-se că această clipă să fie cea de pe urmă, astfel că totul atârnă de această clipă singură, pe lângă care tot restul vieții nu atârnă nimic.
Iată ceea ce mă îndeamnă să mă cutremur cu gândul la bolnavul acesta, pe seama sufletului obidit, al căruia îngerii și diavolii se înfruntă cu atâta patimă. Nu se cuvine totuși să ne pierdem nădejdea în milostenia fără de sfârșit a celui de sus. Nu mai e nicio nădejde. Fiule, nu mai ai nimic de spus. Ba da, părinte, îl iert din toată inima pe ucigașul meu. Ecce agnus Dei, cui dolit pe catamundi. Mare mângâiere mi-a dat sfârșitul abatelui. Puțini oameni am văzut eu murind cu asemenea simțăminte vrednice de laudă. Cuvinise să-i statornicim amintirea pe mormânt cu frumoase slove săpate în piatră. Domnule cavaler și domnia ta, învățăcerul răposatului, sunteți destul de învățați ca să izbutiți să o faceți, dând astfel glas pietrei spre lauda celui de sus și a celui din mormânt. De când a murit prietenul nostru, mă tot străduiesc să-i alcătuiesc un catren cu o întorsătură aleasă și duioasă, călăuzindu-mă după acelea pe care le-a făcut domnul Chapelle. Dar n-am izbutit să scriu decât un distich. Dacă vă face plăcere, ascultați. Da. Aici zace domnul Coaniar într-un sicriu. Tot trebuia să moară. Acum sau mai târziu. Domnule cavaler, acestea două sunt atât de bune încât socotesc că n-ar mai fi nevoie și de un al treilea. Atunci, domnilor, binevoiți a lua loc la masa mea să-i prăznuim memoria. Da. O picătură de vin pe dușul meu în amintirea lui duioasă și sfielnică. Veșnică să-i fie amintirea, domnilor. Mi-am petrecut noaptea de veche întocmindu-i un frumos epitaf în limba latină neprețuitului și bunului meu dascăl, răpus înainte de vreme. Peste trei zile m-am despărțit de el și de domnul Danctil și m-am înapoiat la Paris cu multă sfială. Mama a izbucnit în plâns când m-a văzut și mi-a spus că domnul de la Gheritod nu murise și că totul se încheiase cu bine, în afară de soarta tristă a bietei Catrin, de care mamei prea rău se vede bine că nu-i pare. M-am întocmit ca ucenic la librăria domnului Blezo și am dus an de-a rândul o viață molcomă și îndestulată. Într-o bună zi, în cea de pe urma lui noiembrie, m-am hotărât să mă repet până la castelul părăginit al domnului d'Astarac. Când am ajuns la Saint-Philippe du Roule, se întunecase și, cufundat în gândurile mele triste, nu am băgat de seamă că o lumină mare începuse să cuprindă jumătatea de apus a cerului de noiembrie. Negura se roșise până deasupra capului meu și lumina aceasta ciudată pâlpâia în mijlocul ceții. Un fum gros se amesteca printre negurile morții. M-a cuprins teama să nu fie cumva în flăcări castelul Astarac, cu îmbelșugata lui bibliotecă. Am văzut atunci, prin pulberea de flăcări, castelul, cu toate ferestrele luminate ca pentru vreo serbare înfiorătoare. O coloană groasă de fum se ridicase deasupra castelului și o ploaie de scântei și de fulgine. Tocmai atunci s-a prăbușit acoperișul și am recunoscut cu groază statura înaltă și întunecată a domnului d'Astarac, care alerga pe strașini strigând cu glas răsunător: mă înalți cu aripi de frânăcări spre răcașul de vieții veșnice! Și pe urmă acoperișul se prăbuși cu un zgomot înspăimântător.
niște limbi de flăcări înalte cât munții, îl învăluiră în ceasul de-apoi pe prietenul salamandrelor, pe urmele bietului meu dascăl. Duhul cel mai fermecător care a înflorit vreodată pe pământ. Ați ascultat Ospătăria la Regina pe Doc de Anatol Franz, traducere și adaptare de Dan A. Lăzărescu, redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Jacques Florian Pitiș, abatele Coaniar Mircea Albulescu, vicontele d'Astarac Constantin Codrescu, Danchetil Adrian Pintea, Caterina Dana Dogaru, Leonard Virgil Andriescu, Varvara Elena Nica Dumitrescu, Mozaide Gheorghe Cozorici, Iael Raluca Penu, domnul de la Gheritod Teodor Daneti, fratele Ange Boris Petrov, preotul Ion Siminie, doctorul Matei Gheorghiu, giuvaiergiul Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Vasile Lupu, Aurelian Georgescu, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe. Asistența tehnică Coca Dumitrescu. Regia de studio Janina Dicu. Regia muzicală Simona Tudor. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.